brutal din duminică, pretestuită cumva întotdeauna de această evanghelie de Dumnezeu divină, a rugatului neîngălțit și a săratului dat, una dintre pildele cele mai frumoase în Domnului, adică nu atât de mult frumoase și mult înțeles cu multe măsături și mult folos. Pentru aceste pilde, câteva în plus pe care nu le-au ceilalți evanghelici, amintesc și de pilda fiului Pitor și altele, spunea părintele Ciprianul care vrea să se întâlnească cu el, după ce vede dincolo, fiul Sfântul care s-a întâlnit cu Luca, apostolul care reține aceste pilde de Dumnezeu, când a dat nouă, ca să se folosă în cătură și spre dedicarea multor ispite care ne-a plăcea tulbura. Și chiar dacă n-am de an vorbit despre această pildă, nu vom sfârși să găsim în interesul și învățitul noi din această pildă, și ca să se vedem Mântuitorului. Și ca să înțelegeți folosul lor, folosul acestei pilde, în duminica aceasta vom fi asta două lucruri foarte folositoare și de curs din această pildă. Primul, ar fi acela care este căvătulul răbetos și care, dacă citiți cu atenție pilda, nu este om cu capul pe umeri, să nu se turbe puțin, de anumită părticică din această pildă, acolo unde zică Părinte Abrahame, merge-te la altă să mai vede tu în apă și să-mi atingă limba, să iasă mă preferesc în această văpaie, de unde și toată ispita aceasta a multor de a crede că acolo că iadul înseamnă cine știe ce focul și moare și altul. Nu era văpaia de foc obișnuit. El se spune clar și Mântuitorul chiar specifică parcă știind, nu că parcă, știind bine ce ispite vor veni din mintea oamenilor mai târziu când vor citi această pildă, specifică și-a murit bogatul și-a fost îngropat. S-a murit bogatul și a fost îngropat. Nu zice, s-a murit bogatul și cu trupul a coborât la iad. Și, iar sufletul lui a fost dus la iad. Și acolo la iad se pergrea în acea văpaie sufletul, care nu are nicio legătură cu focul trupesc. Sufletul nu arde la foc trupesc, nu se încinde de smală, nu se tulbură de magma, dacă calda pământului, nu are probleme cu acestea. Și atunci era alt foc, focul mistuitor al mustrării de conștiință, care nu știu că om atunci nu știe că doar să facă ceva ce n-a făcut și care nu mai are, și acolo cumva nu mai avea sfârșit pe el și îl cere să lază. Dar nu ai doar să mă opresc. Și răspunsul lui Avram e concentrant. E tulburător. Adică, la prima vedere, pare foarte logic, foarte firesc, omenesc, clar, de dreptate, dar pe noi ne tulbură. Zice, știi bine, zic un cuvânt omenesc, nu exact cum spune Scriptura, știi bine că tu ai trăit bine și ai primit de rămâne pe pământ și acum iată te primești, iar Lazar a primit cele rele, acum se bucură. Și atunci noi, deci până la urmă, dacă ar fi să luăm cuvântul ăsta așa cum e, atât, fără să luăm contextul, fără să luăm interesele pe Dumnezeu mai bine în Scriptură, de mai că mai ales aici în pildă aceasta, am zis deci, până la urmă, trebuie să ieșiți în cei săraci, că ei vrând nevrând, că s-au oferit, că nu s-au oferit, că au înțeles, că n-au înțeles, că, eu știu, au făcut ceva de știință, sau n-au văzut ceva de în viață, se vor mântui, și ca un fel de răsplată. Ce? Cam, și până la urmă e un fel de destin, sau un fel de năpastă ce cade pe capul omului. Ce ai trezit într-o familie, de exemplu, acesta aici, să meargă la casa natului meu. Deci, la casă și abogată, probabil, că venea dintr-o casă de oameni bogați, și el moștenită și avere, probabil o mai mărise, o mai crescuse, dar o moștenită. Probabil că era chiar casa lui. Adică nu era o casă diferită. Și zice că petrecea strălucit în casa sa și zice lui Avram să meargă la casa tatălui meu, că aruncă 5 frați. Și să le spune și nu facă ce am făcut eu ca să n-ajung aici. Deci probabil era casa lui, aceeași cu casa tatălui său, deci moștenea avere. Cât om acesta s-a trezit, moștenind o avere, s-a trezit în mijlocul avuților, a trăit în avuții, a trăit bine, a trăit în porfiră și bizon,
a trăit pe când strălucit în fiecare zi și s-a trezit la sfârșitul vieții în iad. Ar zice noi. Lându-o așa, așa ar fi. Frâne, că dacă tu ți se întâmplă Dumnezeu, ca și cum am văzut, este un Dumnezeu simplu, care te aruncă într-o familie mai avută, mai bogată, acolo trăiești, cum trăiești, așa ești învățat, că așa au trăit și pe dacă și copii și frații lui trăiesc așa, înseamnă că așa trăiești și părinții, el a învățat să trăiască așa. Și așa au trăit toți, așa ești obișnuit, așa fac toți cei la jurul tău, familie cu care sunt prieteni, sunt prieteni familia aceea și pentru aceasta ne pare rău, se pogodă în iar. Deci Dumnezeu este cinic, este apt, așa părea în prima vedere, iar altul care n-a făcut niciun lucru bun, dar nu nimic când aveți să trăiți într-o familie necăzită, înghițată, cu multe necazuri, poate că au avut și eu păcate cu neînghiurita, nu contează asta, va fi luat, va fi luat, pentru că dacă ai primit cele rele pe pământ, ți-a fost greu, acum o să vă vedeți rău. Nu este așa. Nu este așa. Aceasta împlinește mintea multora și turbură pe mulți, dar nu este așa. Și înțelesul și faptul că nu este așa se deduce din multe alte lucruri din fiul aceasta și nu mai o înțelegere foarte desfrafată, epidermică ar putea să ne facă să credem așa. În primul rând, la sine a Dumnezeu, nici ar fi Dumnezeu. Rând ar fi dreptate lui Dumnezeu. Care ar fi dreptate lui? Ce dreptate poate ai Dumnezeu dacă face așa? Și dacă să zicem, hai să zicem că la bogat ar avea legea și prorocii, deși în legea și prorocii nu era condamnată bogăția. Deloc. Nu era condamnată deloc. Deci, din potrivă, cei bogați erau socotiți binecuvântați de Dumnezeu. Erau socotiți pentru că nimeni nu Dumnezeu iau, nimeni nu Dumnezeu au viață dincolo și atunci dacă Dumnezeu se iubește, îl vedea acum. Ce se iau cu oameni? Dacă nu se iau dincolo. Îl vedea acum și acum evrei se socotesc binecuvântați dacă au acum. Nu oare când. Nu mă trebuie la o altă lume, dar ca acum, și să pătesc, asta ne contarea este de avuție, și câte copii ai, și câte, eu știu, anexe ale bogăților tale, și ale avuților tale, ai. Și așa se păteau și ei, și eu, era bogat, mai bogat decât în familie, dar era cel mai binecuvântat și cel mai primit înainte de Dumnezeu. Așa cum era el, cu bogăția lui. Deci nu bogăția în sine era vinovată, dar ne întoarce. Dacă ar fi așa, Dumnezeu ați nevrept, dar Dumnezeu nu este nevrept. Zicem, ne facem noua pildă, pentru că în pildă vedem locurile din care Dumnezeu ne vorbește, ne șoptește, de fapt, unde a fost mișcarea bogatului și unde a fost binefacerea săracului, dar ce a făcut el, de fapt, în care lucrurile acestea. Și dacă Dumnezeu ar fi putut să spună clar, direct, bogăția se duce în fundul iadului și sărăcia se duce în rai, ar fi zis, ce era un bogat, se duce să-l ucit, a mers în fundul iadului, și erau întărați, necăjiți, sunt visați, să mergi întărați. Să fiți asemenea acelea din urmă, că așa e bine. Or, nu, așa și-a spus multe detalii. Și detaliile acelea, în detaliile acelea, în aruncarea mrejei minții noastre mai la adâncul textului, așa cum se Dumnezeu a aruncat mreaja mai la adânc, nu, aruncă mreaja acolo în lucrarea, nu ești să păi așa e. Nu înțelegi nimic, dacă nu mai ești așa la prima vedere și nu înțelegi mai la adânc, și atunci aruncăm mreaja mai la adâncul textului și ce înțelegem. Că Dumnezeu de detalii și ce era un bogat și nu se oferește numai că era un bogat. Zice, și se îmbrăca în porfiră și cu zone, și specific în ce se îmbrăca. Ce folos are Dumnezeu să stea să spună că se îmbrăca în porfiră și cu zone? Și fiecare zi se trecea strălucit. Strălucit, nu? Hai să vedea, are acela, nu știu, să stea să trecea. Nu, se trecea strălucit și avea case, port mari și în fața porților. Stătea un sărac și nu se rezumă numai că era un sărac, atât, era un sărac. Care, a putut să fie un sărac care nu, știi, a anumite boli în care trebuie să nu putea să mănânce. Nu, cine știe ce boli are? Nu, zice de el, era flământ, era necăjit săracul. Dar nu asta e important că era flământ și era necăjit, ci că dorea cu dor mare să mănânce și el din fărântură de cază la masă săracului. Și mai important decât acestea, că nu e nicio urmare în ființa aceasta. Adică dorea cu dor mare, dar nu s-a auzit gura lui vorbind de rău și nu s-a auzit gurind pe sără bogat, nu l-a auzea bogat prin fereastră, urlând și strigând, pe trece, strălucit în vorbire și zonă, și eu aici, nu l-a auzit protestând în felul că s-au gurind pe Dumnezeu, sau mai ales nu s-a auzit gura lui gurind pe Dumnezeu, cum avea dreptate, cum ar fi avut dreptate din punct de vedere omenesc, zice. Nu? Ar fi zis, domnule, de
ce se întâmplă? Nu numai sărac, și nu numai bolnav, și bolnav, și Dumnezeu cumva amplifică sau arată și mai grav boala lui și zice, era bolnav și numai că era una, era plin de bubă, adică de-abia se putea mișca. Dar să ne doară fiecare mișcare, înseamnă că nimeni vor să se mișcă, tu cu tău tot este aproape apropiat de putericine și de moarte. Și deci boală grea din care ai fi avut așa după gândire omenească toate dezlegările să ți se păra și pe Dumnezeu și pe lume și pe cel bogat în fața porților la care stăteai și vedeai și petrecea. Ce greu era pentru omul să se vadă de celălalt pe când sfârșit în conjoare mult, nu numai el. Ce înseamnă să petreci în ce? Să vină mult, doamne, să vină frăsturile, să vină acolo să petrească, să vă dați de bine, să-i duci la poartă, să-i petreți, să-i aduci. Să vezi toată bogăția lumii și el vedea mâncările, trecea, că dorea măcar din măsurile de la masă să-i băga să mănânce, adică vedea mese. Nu era așa tot undeva de parte. Și atunci parte dintr-o dată să vedem câte greutate zicea omul acesta, dar nu e important câte greutate zicea. Aici să înțelegi, nu e important câte greutate zicea el, nici nu e important câte bogăția avea celălalt. E important ce făcea acela cu bogăția și cum mulțumea sau nu mulțumea Dumnezeu și nu s-a auzit că mulțumea lui Dumnezeu sau să aducea aminte de Dumnezeu și aproape de lui în ecal, cum nu s-a aducea aminte de Lazăr, lui Dumnezeu nu-i mulțumea, iar lui Lazăr, de Lazăr nu s-a aducea aminte, probabil că și vorbea de rău, cum obișnuiesc mult. Mai ales, mă obișnuim de multe ori la cel care e lipsit și necăjit sau chiar și bolnav, și nu numai lipsit. Hai să zicem că Dumnezeu special pune aici pe acesta bolnav, grav, deci câinii venind din ideau rândurile, și el nu se putea apăra, nu se putea mișca îndepărtare. Era boală grea, nu era așa că mă prefac că n-am mâine, mă bată la spate și sunt sărac, dăm. Sau fac și niște și de plicuri să fac de săracul. Sau sunt în toate puterile, sunt om sănătos și eu nu fac nimic, că trebuia să aștept și te rogitesc la alții, să-mi dea numele lui Iisus. Și eu nu, Dumnezeu ne arată aici un caz chiar grav, un om care nici de când nu se putea apăra, și care nădăjduia săracul și se obținea să primească măcar din sărbituri. Ziceam, nu-i importantă stăința săracului, nici importantă bogăția bogatului. Ce a făcut acesta cu bogăția și cum a răspătit el lui Dumnezeu și oamenilor de întoarce câte avea. Ce a făcut asta important? Și vedem cum acesta lui Dumnezeu nu-i mulțumea, nici nu mai se trecea și se bucura de toate avuțiile lui, fără să mulțumească lui Dumnezeu, fără să-i zice cuvântul lui, cu mulțumire mare adusă lui Dumnezeu, dar nici de fratele nu se lăsa aminte de cel care niciun reazăm al minții nu era să stea împotriva, adică nu se putea rezuma pe nimic din minte că de ce să nu dau la acesta. Că noi se stăm de la cărută în privat, zicem că poate munci, nu? Vă-ți-mă, că i-a mai dat rețea ori și i-a fumat, au făcut prostiile acelea sau le-a făcut celelalte. Și Dumnezeu nu rupe pe neapărat oamenii aceștia care se stâng la inimă să nu mai dea, să nu văd de ceva că nu judecă toamele acestea, dar când un om ca acela nici că nu putea și bolnav, să te zic și stătea în fața porților și acela nu s-a ducea aminte de la atâtea ani, an la rând în care tu nu te-a dus aminte, ei, atunci a zis odată toată avuția acestui bogat s-a făcut lui papovară. Deci toată bunătate, toată, e ca și cum ai zice să dă Dumnezeu o fire foarte veselă, luminoasă, puternică, hotărâtă. E așa lucru, e bogăție mare. Și cu toate acestea nu o folosește cât apetece cu ceilalți, a fi sufletul petrecerilor, a fi distractiv, a fi ce vrei tu. Acum vorbe de duh.